Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan. Râsul dezvăluie adesea chipul de copil al adulților, spunea André Malraux. Când suntem mici, ne dorim să fim mari. Când deja am ajuns mari, ne dorim să fim mici. Ei bine, o soluție s-a găsit. Putem lăsa copilul din noi să supraviețuiască prin râs și bună dispoziție. Atunci când o facem fără vanitate sau batjocură, fiecare zâmbet sau bucurie a feței ne dezvăluie puritatea propriei inimi. O inocență, asemenea cu cea a bebelușului, ne face mult mai umani și mai accesibili. Ba chiar mai mult, ne dezvăluie o anumită stare de bine ce s-a cuibărit în inima noastră de oameni mari. Cât de des avem nevoie de astfel de momente, de asemenea reacții? Pentru că suntem mult prea mult timp încruntați și ne lăsăm prea ușor covârșiți de intemperiile vieții. Găsim mult prea rar prilejuri vindecătoare, când să putem privi dincolo de ceea ce ni se întâmplă și să acționăm cu optimism. E mare lucru să-ți permiți luxul unui zâmbet atunci când toți sunt debiusolați. E mare lucru să te poți bucura pe față în situații atât de cotidiene, dar care prin vraja amănuntului înseamnă atât de mult.